Salut! Salut, George, salut toată lumea! Salut, Sebi, salut, Costi! Trimite-mi, te rog, pe... Trimite-mi pe Revolut, te rog! Pace ție, George, mulțumesc că m-ai susținut de la început, frate! Skating cu România, roller skates, primul om care a început să facă ceva cu roller skates la noi, frate, mai oficial, e omul nostru George de la Skating Crew România și mă bucur super mult că vine la Roller Disco, pentru că vrea să plece la un eveniment, da. 50 de lei încă, nu mai știu, nu o să mai fie mult cu 50 de lei, pentru că sunt foarte multe lucruri de plătit, frate, și n-aș vrea să mai fac evenimente cum am făcut foarte mulți ani, în care după eveniment trag linie și sunt minus, zero. Trebuie să mai fac tot posibilul să mai pun de la mine și de la, din alte părți. Și aș vrea... Băi, vedeți că nu stau foarte mult cu voi. Hey, Tasandi! What's up, bro? Peace. Peace and love, bro. George, mulțumesc frumos! Vreau să... Doresc să investesc în niște lumini, să putem să facem poze, frate, acolo și să filmăm, că data trecută n-am putut să facem poze și filme, că nu erau lumini. Hei, vă uitați pe George, frate, deci omul a mai dat un bilet de 80 de ron, da, ca să susțină, nu de 50, G. Eu nu, mai vreau dar să vă zic alte lucruri acum, dar uite că nu dăm unde asta. Mulțumesc super mult pentru susținerea tuturor. Am făcut un live și pe Facebook de o oră, puteți să vedeți ce am zis acolo, dacă vreți să intrați la mine pe Facebook, probabil că o să încerc să urc pe YouTube, să văd dacă pot. Și începeți cu întrebările, pentru că am doar 30 de minute la dispoziție. Până vă zic eu ceva, George, încă o dată îți mulțumesc frumos, ai fost printre primii care ți-ai luat bilet cu 80 de ron și sunt 3 sau 4 persoane care au zis, băi frate, noi nu vrem să-ți dăm 50 de lei redus, noi vrem să-ți dăm 80 de lei ca să te susținem. Frate, în primul și în primul rând, cei care au înțeles că susțin un concept și o comunitate și un proiect care vrea să meargă mai departe și care vrea să aducă ceva frumos în viața noastră aici și să facem și noi lucruri frumoase, nu da să ne uităm pe internet. Așadar, vă mulțumesc extraordinar de mult tuturor care v-ați luat bilet în avans la Roller Disco și celor care cumpărați produse AMB și mă susțineți, frate, pentru că, după cum vedeți, eu vreau să fac cât mai multe lucruri. Nu vreau să țin doar pentru mine, eu nu văzut că încerc să vin mereu, vreau să vin mereu cu produse noi, cu evenimente noi, lucrez la un eveniment pe care posibil să-l anunț mâine și să fie în weekend. Posibil așa se întâmplă, unele lucruri am bea așa le fac cu 3 zile înainte, cine e pregătit, e pregătit, vine, cine nu, aia e. Deci s-ar putea duminică să avem un concurs de role, o sesiune, eveniment, concurs, mai multe chestii într-un local indoor, cu o proiecție de film AMB și cu mai multe lucruri și muzică și așa. Să vedem dacă fac duminică sau nu, încă mă mai gândesc. Pentru că am foarte multe lucruri de făcut, dar vreau să fac și lucrurile astea. Pentru la noi în București nu prea se întâmplă chestii. Juraj, how long have you been skating? This year, 26 years, without stop. Nu, Silviu, am primit întrebarea asta de mai multe ori, de asta și fac live-urile astea, să mai răspund la întrebări și să-l dați vorba mai departe, pentru că nu pot să răspund mereu, n-am sute de mesaje. Dar fac mai multe lucruri și de obicei când vorbesc cu cineva prin mesaje se duce așa
se creează o discuție și nu am timp de fiecare dată să stau la discuții cu toți oamenii. Așa că fac și live-urile. Da, puteți să veniți cu orice role. Nu există încă nicio regulă cu roller skate sau cu quad sau cum vreți să le spuneți, patine cu rocile. Nu. Veniți cu ce role vreți voi. Veniți cu ce role vreți voi. Orice role. Orice role. Deci, nu știu, cred că până vineri mai sunt bilete reduse și din weekend intrăm la 80 de ron pentru că momentan nu am parteneri, nu am sponsori și sunt foarte mult lucruri de plătit. Să nu vă mai gândiți că eu trebuie să fac și bani cu toată treaba asta, nu? Că trebuie să fiu un antreprenor bun. Nu pot să inspir pe cei de lângă mine, copiii, familia, toată lumea. Așa, deci ideea e că trebuie să fiu și pe plus cu toată treaba asta. Și doamne ăștia, așadar, toți care vin la eveniment, după eveniment, să-mi spuneți cum v-a simțit, frate, dacă a meritat tot ce am făcut eu până acum. Silviu, îți mulțumesc frumos, frate. Credeam că... Nu știu cum să zic. Na. Nu mă... Salut, Cornel, pace, cel mai bine. Sper că ești bine. Dacă vrei, hai la Roller Disco 16 decembrie. Da. Îți mulțumesc frumos, frate. Și mulțumesc frumos tuturor care mă susțin și care au încredere în mine și care așteaptă să revin cu ceva și care își cumpără produse și sunt liniștiți și le așteaptă pentru că știu și ei... Și cine mă știe, știe că fac tot ce pot să fie bine, dar având în vedere că suntem super nișați și nu cântăm, nu dansăm, nu avem minge de fotbal, bine, mai nu avem minge de fotbal pe pantaloni, AMB ăștia ultimii, suntem foarte nișați și asta înseamnă că lucrurile merg foarte diferit. Eu nu vin de familie cu bani, vin din cartier, din militari și nu sunt crescut high life. Mi-am făcut eu high life și cei care mă cunosc cu adevărat știu care este situația și le mulțumesc din suflet pentru că susțin. Cei care nu știu despre ce e vorba se bagă în seamă și un pic, nu vreau să zic că strică din energie, dar stați în banca voastră, stați acolo unde v-ați poziționat voi și susțineți cu tot ce puteți voi. Pentru că avem și noi oameni care fac chestii în România. Dacă n-au avea, atunci zice, mamă, noi n-avem pe nimeni, frate. Și când avem pe cineva, atunci voi vă dați cu părerea. Gata, cei care nu mă plac, cei care nu mă iubesc, cei care își doresc să nu reușesc, cei care își doresc să nu meargă, cei care nu mă susțin, și cei care vorbesc de mine, de parcă ar fi stat ei cu mine de când m-am apucat de role și știu ei tot ce am făcut eu, da? Băi, eu vă doresc să fiți sănătoși și să vă meargă. Și eu vă iubesc, da? Deci eu vă iubesc și vă doresc să fiți sănătoși și să vă meargă. Da? Și cei care sunt cum sunt, dacă aveți ceva de zis vreodată, vă rog eu frumos, veni și ziceți mie în față. Să vorbiți cu mine. Hai să vorbim. Poți să fii tu oricine. Poți să fii tu cu oricine. Poți să vii și cu extraterestri. Poți să vii tu cu cine vrei tu, cu Superman. Haide să vorbim dacă vrei ceva să zici mie. Dacă nu-ți convine ce fac eu. Mă găsești oriunde vrei tu. Oriunde vrei tu. Când vrei tu. Deci, cei care se credă bam, bam, bam și vorbesc despre mine, bă, băiți, că fete mai rar. Fetele nu prea vorbesc prost de mine, nu știu, poate câteva, nici nu știu, habar n-am, nici nu știu cine. Dar, bă, băiatul v-a lăsat și vă lasă în pace pentru că nu e energie de așa ceva. Așa că, vezi la mine? Ai auzit, ai intrat pe live-ul meu și ți se pare că te deranjez? Crede-mă că nu sunt pentru tine. Dacă aveți o întrebare, vă rog frumos. Nu sunt supărat, n-am nimic, am ajuns super bine, dar am ținut să menționez și asta celor care își doresc ca eu să nu reușesc. Pentru că e o chestie în România, e o chestie, am zis și pe live-ul de pe Facebook acum o oră. Ia auzi.
Bă, pe 16 decembrie o să fie cea mai tare petrecere dată vreodată de rollări. Dacă voi nu știți, noi rollării dăm petreceri din 1999 în case. Noi am început cu, printre primii care am început cu petrecerile. Bine, Siuha era skater, la Siuha acasă și la alții acasă, dar nu mai dau nume acum. Și la Claudiu acasă, Grizeanu, dar mai multă lume. Prin primăverii, prin casele din primăverii, prin casele din Cotroceni, prin casele din Victoriei, rollerii au dat petreceri. Petrecerile care țineau o săptămână. Cine știe despre ce e vorba, știe. Veniți la Roller Disco să gustați un pic din energia aia din trecut și să trăim anii 90 în 2023. Și dacă nu aveți role, puteți să veniți fără role, că vă dăm noi role acolo. Vi le împrumutăm, nu vi le dăm de tot să plecați cu ele acasă. Sau să le luați cu totul acolo. Nu, pentru că nu avem cum să închiriem încă. Primeți mesaje dacă se pot închiria role. Nu am și role. Vreți să vă fac așa, pac, pac, haideți și role de închiriat. Știi, probabil că vă gândiți, dar frate, dă-i și tu mesaje la oameni, la chestii, la bla, 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 bla. Păi, frate, credeți că nu dau? Dau mesaje, doar că e cum e. E cum e. E cum e, ceva diferit în România și cumva oamenii sunt reticenți și nu înțeleg și preferă să investească în lucruri care știu sigur că le aduc un venit și un număr de oameni acolo. Dar ce facem noi aici? E altceva. E altceva. E altceva. E ceva ce nu s-a mai făcut și venim cu ceva altceva. Știți ce zic? Hai mă, că nu vă mai salutați. Bună Vali, bună Oin Costron, Lepi, bună, bună, auzi, salut frate. Andrei, salut, Adi, salut, Sinan, salut. Silviu, mulțumesc frumos, fratele meu. Dacă vreți să vă luați bilete în avans, mai sunt câteva zile. Dacă nu, vă luați cu 80 de lei la intrare. Dar cei care mi-au luat bilet în avans, repet, m-au ajutat să pun evenimentul ăsta cumva pe picioare, să nu zic... O să apară un podcast făcut de mine și de alți colegi. Și în podcastul ăla vom discuta mai multe lucruri. O să facem și podcast live, și cu întrebări, și cu invitați. Și cred că o să fie, după părerea mea, un podcast mai la care nu se așteaptă nimeni. Da, hai să vă zic și despre portofel. Băi, portofelul e din piele, nu știu ce înseamnă asta. Cine l-a cumpărat, a cumpărat două portofele. Primul care a cumpărat, a cumpărat două și bineînțeles prima dată când ne-am văzut cu el, l-am mirosit și a zis, bă, e piele. Eram gen, wow, nu înțeles. Dacă mai scot din piele, va trebui să învăț, dacă mai scot haine sau produse din piele, va trebui să învăț care e pielea. Și da, e piele. E făcut de Andrei Kramer, școala veche de role din Timișoara. Probabil printre primii roller din România, 93, 4, 5, 6, în zona aia. El e Andrei Kramer. El, puteți să intrați pe Instagram-ul lui, el face mai multe lucruri. Are și geni, și chestii pentru tun, și portofel, și mai multe lucruri. Și asta e făcut de Irlo. Desenul ăsta, tagul ăsta, sau cum vreți voi să-i ziceți, multă lume zice logo. Nu e logo, am vreo 20 făcute de Irlo, acum vreo 10 ani pe foaie. Și eu de pe foaia aia mai au câte unul odată la ceva ani, da? Și mai folosesc sunt simboluri de la Irlo. Și are un buzunar aici, unul aici, ăsta aici și are un, cum să zic, are un grip, nu știu, are un grip în engleză, nu știu, e făcut în așa fel încât să nu scadă cardul. Vedeți, este mai greu de aici. Gen, nu cade. E făcut cumva, e gândit, Andrei e pro, știe ce face. E artist, e și profesionist și știe foarte bine ce face. Vă dați seama că nu mai scoteam dacă... Și nu puteam să le punem pe piață dacă nu erau pro făcute și cum trebuie. Și cu energie. Și da, deci cam asta e. Asta aici, am văzut că Mihail, cel primul care a cumpărat portofele, și-a pus cheile aici. Și-a pus cheile. Și cheia la casă, mașină și au rămas așa, gen ai cheile și... Ia să vedem. Ia să încerc să pun și eu cheile, stai puțin.
Portofel și cheie în același loc. Hai să vedem, ceva nou. 2023, portofel și cheie în același loc. Băi, vă salut pe toți, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc din suflet tuturor care mă susțin. Mișcarea e reală, treaba e serioasă, vin de departe, comunitatea crește, lucrurile se întâmplă și cine știe, știe. Dacă mă susții, păi susține-mă, frate, nu-ți mai da cu părerea când vezi că am anumite lucruri de rezolvat. Nu? Încearcă să mă ajuți, să mă ajuți, nu să mă oprești. Cam așa. Bine, eu l-am pus aici. Probabil că trebuia să le pun pe ăsta, așa, nu? Dar l-am pus așa mai repede. Na, nu știu, chei și portofel în același loc. Pentru cei care... Dar nu știu, nu mai merge să-l bagi muzular la spate, nu. Dacă îl țin altă parte, da. Bine, poate să-l agăți de gaică sau să-i punem ceva și cu un șnur, un cablu și-l agăți aici să nu le mai pierzi. O să avem și varianta asta. Păi, nu știu. E de ajuns? Vrei să mai știi ceva despre el? Deci are un buzunar aici. Încă unul aici. Și încă asta mare aici. Și așa mai... mai finuț, mai delicat și mai... nu știu. Minimalist, așa mai... nu știu. Genial. Super simplu. Super extraordinar simplu. O să avem și la posibil, adică îmi doresc să avem și la Roller Disco un stand cu produse și dacă Andrei reușește să mai facă un stoc, am vorbit astăzi cu el, și dacă reușește să mai facă un stoc până pe 16 decembrie, vom avea produse la Roller Disco. Dacă nu se dau până atunci, cele care apar din nou, că nu scoatem foarte multe produse și se duc repede. Nu stau foarte mult cu ele. O să apară un site. Da? Salut, Mixer, nu ți-am răspuns pe WhatsApp pentru că încă nu știu dacă se fac concursul duminica sau nu. Trebuie să-mi zic gata, îl fac, hai, bam, și pun pe net. Dar mă ocup de mai multe lucruri și nu știu. Băi, frate, ce să fac dacă sunt doar eu în toată treaba asta? Mie nu-mi zice nimeni ce să fac și de multe ori ar fi bine să-mi zică și mie, hei, fa asta, să-mi dea și mie niște... task-uri, cum ziceți voi. Când ești singur și îți dai tu ordine tot timpul, e super tare, dar în același timp e de multe ori greu să te motivezi să faci asta. Uitați să mai fac asta de 20 de ani cu AMB. De 20 de ani cu AMB și... Păi, ia mai întrebați-mă ceva. Că vă... știu că vă place să ascultați, dar ziceți și mie ceva, că poate mă băgați în altă zonă. Pantaloni, mai avem nevoie de 5 persoane care să își comande pantaloni, precomandă, puteți să plătiți jumate din ei sau toți și jumate când îi scoatem. Deci avem nevoie de încă 5 persoane care să ne ajute să scoatem pantaloni, trebuie să fim 10. Cine a zis că vrea pantaloni? Cine a zis că vrea portofel? Cine a zis că vrea orice AMB? Dacă nu v-am răspuns în timp util, puteți voi să mai scrieți, știi? Adică nu trebuie să stau să vă scriu vouă. Și, na, să interpretați voi, nu știu, că vreau eu să fac piață cu voi. Nu, frate, e treabă serioasă. E treabă foarte serioasă. Extraordinar serioasă. Băi, și dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Faceți numai la cei afară și la celelalte sporturi extreme din România. Care au crescut și ele în ultimii ani, n-am să zic, dar... Până la 5 filme pe DVD... Locul 2 la Winter Clash, cel mai mare concurs din lume, tricuri care n-au Mihai Bivol, tricuri care nu vreau să mă să compar sporturile extreme din România, știi ce zic? Dar, pentru cei care nu știu, mai zic o dată, la role agresive, suntem printre cei mai top din lume de când ne-am apucat de role.
acceptați, nu acceptați, sunteți de acord, nu sunteți de acord, asta nu schimbă absolut cu nimica performanță și reușitele care le-am avut noi, da? Nu schimbă cu absolut nimic. Noi știm ce am făcut, știm ce vom face, știu ce avem, ce am și în telefon, știu ce fac, ce am făcut și zilele trecute, ce filmez, ce vă pun pe net. Uitați-vă ce face Mihai Militaru. Scrieți Mihai Militaru pe YouTube, N. Ștefan pe YouTube, Mihai Bivol pe YouTube. Și eu. Și vedeți, dați-vă voi cu părerea mea. Și bineînțeles, și Moise Valentin e top, are tricuri super top, a câștigat concursul pe afară, dar el a venit mai târziu și n-a participat așa de mult cum am participat eu, Miri, Mihai și Ene. Deci, vă dau cu pace, cu iubire și sună cineva la ușor. Da, se pare că trebuie să închid live. O să vă cine, cred că sunt colindători sau ceva, stați puțin. Nu știu cine era, a plecat, abonăm. Ce faceți, mă, sunați la ușă și fugiți? Sunt colindător de la... de acum? Cred că da, nu? Abonăm. Bun, mai am 10 minute de stat cu voi. Dacă vreți să mă întrebați ceva, întrebați-mă. Da, cred că colindător, dar nu era nimeni. Sunt super ciudat. Au fugit, au sunat și au fugit. Bine, nu. Probabil că la ce ușă am, credeau că stă probabil cineva în vârstă aici și au zis, aici na, ne dă niște nuci, na, na, nu vrem nuci, vrem bani. Te îmbraci sărac să cadă lumea, că n-ai bani, știi? Ai ușă mai, cum ai, zice lumea că e sărac. Se zice că o duci atât de bine pe ce ușă ai la intrare. Silviu, sfaturi? Păi în primul rând, dacă ești în București, hai cu noi. Dacă ai 30 de ani și nu ești în București, foarte simplu. Poți să te apuci de rol agresivele și la 60 de ani, frate. Și la orice vârstă vrei tu. Ideal este să respecti primii pași, să nu faci ce am făcut noi la început. Pentru că noi la început nu știam să ne dăm și... A, ești din Dristor. Păi și eu sunt tot din Dristor. Da, sunt vecini. Dacă ai role, hai cu noi la o sesiune și de acolo lucrurile se așează. Vin cu noi în grup. Nu, ca să intri la mine la antrenamente, trebuie să ții niște produse AMB. Ții un tricou, ții chestii. Și cât de des vii, așa de mult trebuie să te implici. Gen, știi? Și eu mă ocup de tot. Te învăț tot ce ai nevoie. Tu mă susții, eu te susțin. Dar dacă nu ai timp să vii cu noi, uită-te la... tot ce găsești pe internet, am și eu vloguri pentru începători, tutoriale pentru începători, te uiți la alea, poți să mai înscrii și mie, zic și eu despre ce e vorba, sau să mai înscrii la alții, dar important ar fi să nu te arunci foarte tare, știi, să nu vrei să faci chestii foarte grele într-un timp foarte scurt și să înveți pas cu pas și să încerci de un milion de ori aceeași mișcare. Are sens? Trebuie să încerci într-una aceeași mișcare și să iei pas cu pas și am tutoriale pe YouTube pentru începători și sunt pentru toate vârstele de începători, nu există o anumită vârstă. Cu drag, sper că ți-am, nu știu, dacă mai ai vreo întrebare, scrie-mi, dacă nu, eu organizez sesiuni la Ghetto Park, sesiunea antrenament pentru începători avansați intermediari, amatori, deci
organizând și nu numai la Ghetto Park, dar acum fiind mai urât afară, facem la Ghetto Park și susținem și Ghetto Park și în același timp suntem doar noi în skatepark acolo, nu mai e nimeni pe lângă noi, că e un indoor și putem să dăm drumul la muzică și eu pot să vă învăț pe fiecare să... Așa. Deci, în mare, cine vrea să se învețe, să se apuce de role, uitați-vă la tutoriale, învățați bine de tot să mergeți pe role, dacă nu știți, și repetați pas cu pas aceeași mișcare de foarte multe ori. Când înveți să, când ai învățat să scrii, ai învățat mai întâi bastonașe și liniuțe. Lucrurile alea sunt esențiale pentru învățatul scrisului. Chiar sunt. Pentru că, practic, îți formezi un stil înainte să îl practici, da? Și formându-ți stilul, tu faci acolo, într-una, într-una, într-una. Pe role înveți mai întâi să sari, să te pui pe bară, după aia să sari, să aluneci. Dar nu trebuie să sari direct și să aluneci în grind. Mai întâi te pui pe bară, stai pe bară foarte mult. Te obișnuiești cu rampele, te obișnuiești cu bara, cu locul. Și când ești tu confortabil și simți că e momentul să aluneci sau să sari, atunci trebuie să faci asta. Dar până atunci nu te băga din prima să faci asta. Nu. Nu. Dacă mai aveți, mă întrebă. Cu drag, fratele meu. Cu drag și mă bucur să văd că, uite, persoane ca tine vor să iasă din zona de confort la 30 de ani, nu știu ce zic? Adică e super tare, bravo, fă-o, haide. Asta e și ideea. Să ieși din zona de confort și să te simți bine cu tine și să vezi ce poți să faci. Băi, oare eu pot să fac aia? Uite, dacă aia pot, eu de ce nu pot? Și credeți-mă că în alte țări sportul ăsta a prins super mult, gen, mai mult la 20 plus decât la 20 minus ca vârstă. Wow! Oamenii au înțeles, bă, am o viață de corporatist, am o viață super complicată, dar eu ce fac cu viața mea? Păi eu când mă simt bine? Cum mă simt eu bine? Cu ce pot eu să fac să mă simt bine cu mine? În afară de să mănânc, să merg la, nu știu, mall sau la term sau cu iubita, soția, prietena. Ce pot eu să fac? Și atunci îți dai seama ce îți place ție să faci sau ce îți plăcea ție să faci sau ce ți-a plăcut și nu ai putut să o faci sau ai oprit-o. Băi, voi mă înțelegeți ce zic aici sau vorbesc eu? Simte cineva din ce zic aici? Money from uncles never. Savage on my neck, says she liking the smell. Can't do it like us, man. Roller disco, 16 decembrie. Uitați cum se face pe la pe mine. Nu știu dacă se vede. Bă, o să fie. Deci, bă, ce oameni mi-au luat bilete până, au luat bilete în avans până acum și s-au înscris la concurs, auzi, la eveniment, la roller disco. Bă, ar fi trebuit să pun intrarea 200 de lei, nu 80 de lei, doar pentru oamenii care vin. Și nu mă refer la vedete sau oameni importanți, chiar și ei care vin și sunt vedete și așa, că nu vă dau sunt nume și așa, sunt și vedete și nevedete, sunt oameni frumoși. Și vin oameni tari, frate, oameni, și văd, am primit mesaje de la oameni noi și băieți și fete. O să fie, dacă te uiți la mine acum și mă urăști, o să mă urăști mai mult și când te uiți la pozele și la clipurile care o să le punem de la Roller Disco. Nu mai urâți, mă, că vă urâți pe voi. Iartă, învață să ierți și accepti. Nu pe mine, zic așa în general. Silviu, numai bine, fratele meu. Doctor Role e aici. Ați auzit de inspector Role? Eu sunt inspector Dumi. Alexandru, salut. Andrei, salut. I am Ionino, salut. Bă, vă salut pe toți, vă dau cu pace. Hello everybody around the world. Ce-o boy Cosmin Dumi. How you wanna say? I'm Cosmin Dumitru, but you can't tell me Dumi, friends. I'm cool with that. Da, adevărul e că și afară lumea mă știe de Dumi, dar sunt mulți care mă știu de Cosmin, adică îmi zic Cosmin, nu știu. Ia uși. Asta mi-a intrat de pe TikTok, de pe YouTube. Salut, Eugen! Băi, mai am 6 minute, dacă vreți să mai întrebați ceva. Dacă nu v-am zis.
Roller Disco, încă sunt bilete reduse. Mulțumesc tuturor celor care susțin și care și-au bilete reduse. George, ești legendă, dacă te mai uiți, te iubesc, fratele meu. Hai să filmăm o grămadă de lucruri pentru Roller Disco ăsta, cât să avem conținut. 2 luni. Și ce zic? Deci, toți care vin la Roller Disco, bă, filmați-vă și faceți poze cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult și urcați voi și distribuiți voi. Nu mi le mai trimiteți mie. Urcați voi! Nu înțeleg de ce toată lumea filmează și când ești la sesiuni și la cursuri și peste toate evenimente și îmi trimiteți mie. Puneți voi pe net să vadă și zona voastră de urmăritori ca să creștem. Că dacă îmi trimiteți mie, văd mereu același oameni, aceiași oameni. Mamă, ce muzică o să pun la Roller Disco 3. Era să zic Roller Disco 16. Ajungem și la 16. Acum e Roller Disco 3 pe 16 decembrie. Probabil că o să fie și Roller Disco 16 pe 3 decembrie. Dar mai avem până la ediția 16. La ediția 16 facem la polivalentă, nu știu. Ediția 16 o să facem un Roller Disco spațial, ce n-a văzut nimeni. Salut, fratele meu, ce faci? Doar pe tine? Vila role, nu vila role? Păi ce face doamna de matematică? Zi, a zis domnul antrenor al meu că eu știu matematică. Deci vrea să mă vadă la role și nu mă mai vede. Păi așa? Hai, omul meu, Victor, ce faci? Ai dispărut? Te-ai pierdut în detalii? Nu mai vă pierdeți, nu vă mai pierdeți în detalii ăștia care v-ați apucat de role. Nu vă mai pierdeți, bă, în detalii. Nu o faceți pentru mine. Faceți pentru voi, dar dacă vreți să o faceți și pentru mine, o faceți și pentru mine. Dar în primul rând o faceți pentru voi, că trece timpul. Și dacă trece timpul și te trezești după aia că lucrezi la nu știu ce șef și tu te-ai pregătit toată viața să faci altceva și șeful ăla să faci ce vrea el, să-ți ia minte de omul tău, de la role și o să zici, bă, dar mai bine făceam ce zicea domnul antrenor, adică să mă țin de role, de artă și de școală. N-am zis să nu te ții de școală, Doamne ferește, dar... Țineți-vă de ceea ce vă ajută, ce vă încarcă cu energie, ce... Nu știu, dacă știm că la școală e locul tău, acolo, bagă cât de tare poți tu. Bagă tot ce poți tu. Dă-i maxim să avem cei mai buni profesori. Maxim, bagă cât tot ce poți tu, ca să poți să înveți generațiile care vin cât mai multe lucruri bune. Dacă nu, nu pot să zic asta, nu pot să zic, dar știți voi ce am de zis, nu? S-a transformat Bianca. Hei, Bianca, ce faci? Fetele din Barcelona intră la mine pe live. Nu ești doar tu, dar nici dacă mai ești, mai ești pe acolo. Seară faină, fratele meu. Băi, doar dacă nu ai ceva mult mai important de făcut, nu o să reușești să ajungi. Dar, fratele meu, mai important decât Roller Disco 3 în București. Aha, suntem în București, am înțeles. Începe treaba, am înțeles. A venit Bianca. Mama, Bianca, dar tu ți-ai scos Instagram-ul exact acum când au făcut ăștia filmul Barbie. Ai fost inspirată cu rolul în Barbie, ce să zic? Dar te-ai șters. Mamă. Încerc să ajung. Bă. Deci, fraților, surorilor, vă nu înțelegeți că asta e cea mai tare petrecere din Galac, din România. Yo, my boy. Bianca, treaba e aici. Când ai venit în România, ai zis, bă, dar unde e comunitatea? Hai să facem o comunitate. Mă lasă toată lumea pe mine singur să fac eu toată comunitatea asta. Mamă, ce bine erau niște fete acum, aoleu, niște fete care să mă ajute cu treabă. Pliarițe și ce vreți voi, aoleu, era eveniment, cred că aveam toți sponsorii din lume dacă se băgau fetele acum să mă ajute. Dar bă, nu știu cui să-i scriu, chiar nu știu. Bun, asta zic, așa. Oricum ești tare, ești super deșteaptă și super spiritual, așa, e o viziune super tare, gen. Se întorc oamenii de peste hotare să facă aici energie. Succes! Yeah.
gândim. Bianca, gândim. Oricum, eu nu știu cum să-ți citesc ăsta. E se-me-mo... Ce limba ai scris tu acolo, mă? Că știi toate limbile tu. Ce limba ai scris? Franceză, spaniol, nu știu ce e. Și eu te îmbrățișez și sper că suntem bine. Adică, na, nu sunt, na, nu mai zic nimic. E franceză, dar bă, parcă nu pot să citesc, nu știu de ce. Ne. Ne, se, nu, frate, franceză mă bate, nu știu, mă vorbesc rar. Trebuie să mă înveți niște franceză. Deși am stat în Elveția, am aproape un an în partea în care se vorbea franceză, dar asta în 2008. La mine franceza a lept de ceat. A ieșit. Băi, mai am 8 minute și am fugit. Vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc din suflet că stați cu mine și mă ascultați aici și mi ascultați muzica. Wow. Băi. Dumii, toate cele bune, multă sănătate la familie, mă bucur să văd că e super bine. Îți doresc tot binele din lume, mă bucur super, super mult că e pentru ce trăiești. Chiar ești o persoană minunată și când o să ne vedem o să mai vorbim, pentru că nu e chiar așa cum, nu, deci nu, n-am dat-o prost cu absolut nimica. Îți sunt dator. Mă bucur că ești bine, multă sănătate la familie. Dacă ești în București, invitație la Roller Disco. Dacă se poate sau dacă vrei și tu și soțul tău și așa și nu știu. Roller Disco pe 16 decembrie. Băi, pe bune, chiar domnii toate cele bune. Nu mai aș putea să intri. Băi, v-am anunțat de Roller Disco, da? Da, nici eu nu mai stau 5 minute. Trebuie să fac spre oraș. Bine, hai, comunicăm, ne vedem curând cu... Da, mie, bă, aștept să te văd, Bianca. Da, am să mai deranjez, nu... Ne auzim curând. Și eu vă pup. Și pe mama ta, mi-a plăcut mâncarea. Toate cele bune, n-am uitat. Toate cele bune. Băi, dau cu pace. Dumi Marilena, mamă, jos pălăria. Haide, când avem antrenament, avem antrenament sâmbătă. Sâmbătă avem primul antrenament și dacă nu avem concurs duminică, avem sâmbătă și antrenament. Ce fac eu aici, mă, anunț concursuri cu 3 zile înainte, Roller Disco cu 10. Băi, dacă voi mă trimiteți să trăiesc afară, nu trăiesc, frate, tot aici stau. Da, mă, pace, poate ne mai vedem, nu știu, dar toată bine. Bă, vă iubesc pe toată lumea care vă cunosc și care nu vă cunosc și gânduri bune, frate. Gânduri bune și dacă puteți să veniți la Roller Disco, să ne vedem oricine ai fi tu. Hai la Roller Disco. Haide. V-am arătat despre astea. Pantalonii am băgat la spălat, n-am cum să vi-mi arăt. Bă, mulțumesc din suflet tuturor care m-au susținut, n-am ce să zic mai multe, că suntem în România și știți și voi cum se treabă. Eu nu fac live-ul ăsta ca să vă cer bani sau ca să vă zic să-mi cumpărați produsele sau ca să nu știu ce, orice altceva. Frate, fac asta pentru că așa simt ce nevoie să fac și uite, vorbesc cu oameni care n-am mai vorbit de foarte mult timp și mă bucur să fac asta. Eu iubesc oamenii și animalele. 5 minute și am ieșit. Pace, iubire, dacă vreți să comunicăm, scrieți în privat. Încă o dată mulțumesc super mult tuturor care și-au luat bilet în avans la Roller Disco și celor care chiar susțin AMB de atâția ani, frate. Băi, datorită vouă și vouă, suntem aici, frate, și facem, nu știu ce facem, că nu îi reinventăm roata. Dar un lucru știu sigur. Inspirăm. Inspirăm
expirăm, respirăm. Suntem și noi aici, frate. România reprezintă. România, Dacia. Știți ce zic? Școala de role, ambianța. Aici, cu instrumentele lângă mine. Ia uite-le. O parte din instrumente, astea sunt. Sunt cu mine de 26 de ani. Și continuă. Fiți fericiți, să fiți iubiți. După ce închid live-ul ăsta, prima persoană, primul animal care îl vedeți și are nevoie de ajutor, să vă duceți să-i oferiți ajutor. Cât puteți voi, cum puteți voi, să vă gândiți la mine, da? Nu că din cauza mea ați făcut asta. Doar să vă gândiți la mine. Și asta tot ce pot să vă zic. Să fiți buni și cu voi. Nu uitați de ce vă doriți voi cu adevărat. Înconjurați-vă cu oameni care cred în voi. Și cel mai important lucru e să faceți exact așa cum simțiți voi, frate. Băi, cum simți tu așa să faci? Dacă toată lumea îți dă idei, ideile aia te duc într-o altă direcție, alege să faci ce simți tu. Pentru că eu așa am făcut, m-am luat după alții și până la urmă am ajuns să fac tot ce mi-am dorit eu și ce credeam eu că vreau să fac, chiar dacă părea imposibil. Și asta mi-a spus, vă iubesc, vă mulțumesc. Pace fraților, pace surorilor și toată lumea, toată familia, pe toți care am cunoscut și care nu i-am cunoscut. Viața minunată, frate. Și distrați-vă, creați, evoluați și dăruiți. Mai bine. Pace, ambianța, Cosmin Dumitru, Dumi, cum vreți voi să-mi ziceți. Iese de aici. Iese. Și ne vedem în curând cu, nu știu când o să mai fac live, podcast în curând. Săptămâna viitoare cred că dăm drumul la podcast. Mai avem nevoie de 5 persoane care să ne cumpere hainele, pantalonii. Să putem să dăm drum și la pantalonii, că avem doar 5. Marilena, te îmbrățișez, toate cele bune. Și ce să zic, succes la, cu familia și cu copilul și așa și toate cele bune. Să vedem cât mai multe lucruri frumoase, viață minunată. Vă pup, vă îmbrățișez. Și oficial la 8. Am ieșit podcast în curând. Mai multe lucruri în curând. Pregătesc mai multe chestii. Mulțumesc celor care mă susțin. Seară bună la toată lumea. Sebi, te scriem, că te să ne vedem. Haide, haide, că ai dispărut și ai zis că reapar și ce facem aici? Băi, generația nouă, toți ăștia 20 din grupul meu AMB, juniori, cum ar veni, ce ați făcut, frate? Înapoi. Omul meu, Mihai Bivol, tocmai ce vreau să iei, te iubesc, fratele meu. Numai bine. Băi, eu trebuie să fac un live și să stau cu toată lumea. O să stau 24 de ore pe live. Pentru că am cu cine să vorbesc. Mihai Bivol, dacă vii la Roller Disco, mamă. Hai, 16 decembrie, Roller Disco cu toată familia. Hai, fratele meu, că un bilet, două bilete de avioane pentru tine și Sabina, asta așa, asta așa. Poate pe viitor le iau eu așa, acum le iei tu așa. Că muncești pe el, prin Elveția. Hai, invitație specială, Mihai Bivol. Hai, frate, și Sabina. Roller Disco. Roller Disco, de fapt, e o readunare așa a comunității și a tuturor prietenilor de din comunitate și de lângă comunitate și toată lumea care vrea să vină și ne-au cunoscut. Pe noi, cei cu rolele, haideți, vă invităm cu mare drag. Băi, o să fie tare, pune Dumi și cu Bully muzică pe role. Deci noi o să fim pe role și o să punem muzică la roller și rollerițe. Și cu costum. Deci e petrecere cu costum. E cu costum. Băi, trebuie să fug, că nu vreau să-mi târziez. La și jumate, să fie în altă parte. Poate poți, Mihai, dar oricum o să mai facem. Asta e ediția a treia, dar acum e o ediție practic mai specială, așa, parcă asta e prima ediție. Nu știu, am învățat niște lucruri și suntem mai pregătiți, deși la nivelul la care aș vrea să mă pregătesc și să pregătesc pe evenimentul ăsta, mai avem până acolo. Dar avem locația, avem oamenii, avem muzica, avem
E cald înăuntru, e frumos pe jos, e cald înăuntru, poți să, să dansezi în tricou. Ceea ce la noi în București, foarte puține spații de genul ăsta, poți să, să știi, să stai mai liniștit. Bun, vă iubesc, gânduri bune, succes în tot ceea ce faceți. Vă pup. Vă pup, nu, asta cu vă pup e prea TikTok la modă cu toate ăștia. Vă îmbrățișez, mă. Și vă iubesc. Și vă doresc toate cele bune. Am ieșit. Salut toată lumea, nu mai pot să stau pentru că întorci în altă parte, o să las live-ul pe YouTube. Și o să vedeți pe YouTube acolo. Pace. Și toate cele bune. Am ieșit.